Domnului Iisus și aș vrea să privim puțin ziua de astăzi spre pilda neghinei. Vă mărturisesc că în pregătirea mesajului de astăzi am avut o mare problemă. Pentru că n-am fost obișnuit cu domeniul ăsta al agriculturii și n-am lucrat prea mult în domeniul ăsta. Vă spun sincer, nici nu știam cum arată neghina. Dar vreau să știți cum arată neghina. Da. Cine e o crație, are experiență, știe. Eu n-am știut cum arată neghina. Așa că am pus să caut cum arată neghina, ce e cu neghina, cum e. Și am descoperit o mulțime de lucruri interesante despre neghina, care bineînțeles, ne ajută să înțelegem mesajul pe care Domnul Iisus Hristos a vrut să ne-l transmită prin pilda aceasta. Și o să revin imediat și să vă spun mai multe lucruri, dar până atunci aș vrea să așezăm un pic contextul în care Domnul Iisus spune pilda aceasta. Capitolul 13 vine și prezintă un moment crucial în viața Domnului Iisus. El știa un lucru foarte important, că nu după multă vreme liderii religioși din poporul Israel li se vor împotrivi lui și mesajului pe care îl aduce și va fi răstignit de către ei. Va fi dat la moarte. Va fi crucificat. Și el, mai târziu, urma să le și spună ucenicilor lucrul acesta. Voi fi dat în mâinile celor fără de lege, mai mari norodului mă vor duce la să fiu răstignit și voi muri. Dar la treia zi voi învia. Și pentru că știa ce urmează să se întâmple și știa că urma să le spună ucenicilor, Domnul Iisus Hristos aduce capitolul 13 o serie de pilde prin care încearcă să răspundă în avans, dacă vreți, la o preocupare și o frământare din inima o frământare legitimă din inima ucenicilor care se întrebau, s-ar fi întrebat, dacă tu vei muri și tu ne-ai trimis să propovăduim o împărăție în care tu vei stăpâni plin de putere și tu știi că vei muri. Cum rămâne cu împărăția pe care tu ne-ai trimis să o propovăduim cu puțin timp înainte? Să-i chemăm pe oameni să facă parte din această împărăție. Ce se va întâmpla cu această împărăție? Și Domnul Iisus Hristos preîntâmpină această frământare și întrebare legitimă din inima credincioșilor, ucenicilor și le prezintă această serie de pilde despre împărăția lui Dumnezeu. Și pildele, sigur că pildă înseamnă a pune ceva lângă altceva. Și Domnul Iisus pune o imagine din viața reală lângă o idee pe care vrea să o transmită și cu un puternic mesaj, cu o învățătură spirituală importantă. Însă Domnul Iisus Hristos nu doar că a prezentat niște pilde. Sigur că ideea de pilde, am spus că apare și în Vechiul Testament și și astăzi avem tot felul de pilde și de învățături, sunt tot felul de oameni care prezintă tot felul de învățături prin pilde. Însă ceea ce Domnul Iisus Hristos a transmis în Matei capitolul 13 este mai mult decât niște simple pilde. El le numește în versetul 11, spune, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Cu alte cuvinte, pildele Domnului Iisus Hristos nu sunt doar niște povețe, ci sunt mai mult decât atât, sunt tainele împărăției cerurilor. Și ideea de taină în Scriptură înseamnă ceva ce a fost ținut ascuns și ceva ce este descoperit doar prin Harul Revelator al lui Dumnezeu. Ceva ce poate fi înțeles, ceva ce nu este ascuns în așa fel încât cineva să n-aibă acces, ci din potrivă este acea descoperire dumnezeiască care face lumină și care aduce în ființă niște lucruri de o importanță deosebită. Da? Și Domnul Iisus, printre cealaltă pilde, am văzut cu câteva săptămâni înainte pilda asemănătorului. Astăzi ne uităm la pilda neghinei. V-am zis că n-am știut exact ce înseamnă, ce este neghina. Așa că m-am uitat în Dex. Să văd ce este neghina. Și vă citesc definiția Dexului pentru neghină.
Bunureana anuală din familia care o fi la ceilor, cu turbina și frunzele păroase, cu flori roșii purpurii, cu sămânța mărântă de culoare neagră răspândită în vulturile de greu. Năgară, Agrostema ditaco, sămânța acestei plante care, măcinată prână cu greul, dă făinii un gust neplăcut și toxicitate. Asta este definiția dexului. Wow, puf, m-a lovit așa, ca și cu parul, ca și cu neghina, da? Însă n-am înțeles foarte multe, dar încerc să caut mai multe, să aflu mai multe despre neghina. Ce este neghina? Ca să pot să înțeleg ce era rău cu neghina. De ce nu avea, de ce nu încăpea neghina cu grâul împreună? De ce faptul că neghina era prezentă în grâu era un lucru rău? Și aș vrea să ne uităm puțin, să studiem un pic pilda și să vedem ce semnifică fiecare din elementele pildei. Ca să nu cumva să greșim. De exemplu, am auzit oameni care interpretează faptul că vrăjmași și-au semănat neghina pentru că oamenii dormeau. Deci, credincioșii n-au voie să dormă. Că somnul, în plan spiritual, să spiritualizăm unde nu-i de spiritualizat. Nu asta este ideea. Faptul că oamenii dormeau era un lucru normal. Oamenii aia munciseră și era normal să se odihnească. Da? Și era un plan al vrăjmașului care lucra împotriva planului acelui om. Da? Deci nu aia era problema. Dar care era problema cu neghina? Și vreau să observăm patru lucruri mi-am notat eu legate de această pildă. Patru lucruri pe care le putem descoperi despre grâu și neghina. În primul rând, primul aspect pe care l-aș menționa este că neghina poate fi amestecată cu grâul. Da? Aici avem un lan de grâu, un om care seamănă o sămânță bună, un grâu, da? Vorbește, chiar dacă la început spune că a semnat o sămânță bună în țara lui, după aceea, pe parcurs, ne dăm seama că era vorba de de grâu, da? Versetul 30. Pilda neghinei vorbește despre lupta diavolului de a se opune împărăției lui Dumnezeu. Dacă în pilda semănătorului ni se spune că diavolul fură sămânța, da? Am văzut în pilda semănătorului. Diavolul este cel care fură sămânța din mințile oamenilor, așa fel încât ei să nu creadă și să nu răspundă pozitiv la chemarea împărăției lui Dumnezeu. Aici se spune nu că fură, ci că face altceva. Încearcă să imite lucrurile bune din împărăția lui Dumnezeu. Și încearcă să strecoare de ale lui în ogorul lui Dumnezeu. Și astfel diavolul reușește să strecoare în rândul credincioșilor autentici, să strecoare credincioși falși. Creștini falși. Care încurajează o creștere falsă, o doctrină falsă, roade false. Care, în esență, produc mai multă pagubă decât, de fapt, produc doar pagubă. În perioada istorică prezentă, împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor, dragii mei, se desfășoară într-un mediu în care există un amestec între bine și rău, între adevăr și minciună. Avem astăzi, dragii mei, un creștinism care, din punct de vedere al denumirii, pare drept. Avem ortodoxie, care înseamnă dreaptă credință, drepți credincioși, și un paradox extraordinar. Un nume extrem de nobil, creștin, ortodox sau creștin, de diverse denominațiuni, și paradoxal, oameni care se numesc creștini, care zici că sunt ogorul lui Dumnezeu, că sunt grâul lui Dumnezeu, totuși îi vezi că nu trăiesc în acord cu principiile împăratului acestei împărății. Ci din potrivă trăiesc într-un mod în care, în mod flagrant, încalcă valorile și principiile împărăției lui Dumnezeu. Nu se comportă și nu arată deloc caracteristicile unui grâu autentic, a unui creștinism autentic. Și aceasta este despre ceea ce Domnul Iisus vorbește aici. Să fii în ogorul lui Dumnezeu, să pari că ești și tu ca și ceilalți. Că ești bun, că ești grâu de calitate, ci de fapt natura ta să nu fi fost schimbată. Tu de fapt să fii neghină, în loc să fii grâu în ogorul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este Cel care, prin nașterea din nou, ne-a semănat pe fiecare dintre noi în ogorul Său, să fim grâu și să rodim pentru slava Numelui Său.
Ioan capitolul 12 și alte capitole din Evanghelia după El arată că El ne-a rânduit să fim roditori pentru El. El ne-a semănat în împărăția Lui cu scopul de a fi roditor. Și imaginea cu grâul nu este la întâmplare aici. Grâul este o roadă de care lumea are așa de mare nevoie. Este ceea ce ține de esența hranei. Pâinea de fiecare zi pe care Domnul Iisus Hristos a menționat-o chiar și în rugăciunea Tatălui nostru. Diavol, dragii mei, are în ziua de astăzi creștini contrafăcuți, o Evanghelie contrafăcută, Galateni capitolul 1, o neprihănire contrafăcută, Romani capitolul 10, versetele 1 la 3, chiar și biserici contrafăcute. În Apocalipsa capitolul 2, versetul 9, vorbește despre cei care zic despre ei că sunt iudei, dar de fapt ei sunt o sinagogă a satanei. Diavolul este un imitator care la tot ceea ce Dumnezeu face bun, aduce ceva toxic, infect, ceva murdar, care să se amestece cu calități, cu lucrurile bune pe care le-a făcut Dumnezeu, încercând să le contamineze. Chiar la sfârșitul viacurilor, cuvântul ne spune că în final diavolul va produce chiar și un Hristos contrafăcut. Un Hristos contrafăcut. Și nu doar atât, cuvântul ne spune că de-a lungul istoric creștinismului spune chiar și Domnul Iisus Hristos că vor veni mulți Hristoși mincinoși, Hristoși falși, neghină, nu sunt autentici. Dar acești creștini contrafăcuți, acești oameni de suprafață care fac parte cumva, nominal, din ceea ce ai numit ogorul lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, ei nominal sunt acolo, dar viața lor nu este cu adevărat schimbată. Ei nu sunt, în realitate, grâu, ci sunt doar neghină. Acești oameni nu vor fi partea părtășiei reale a bisericii și vor fi oameni care vor cauza multe probleme. 2 Petru, capitolul 2, 1 Ioan, capitolul 4. Haideți să ne uităm doar în 1 Ioan, la capitolul 4, versetele 1 la 6. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaște după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit. Pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume. De aceea vorbesc ca din lume. Și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Spune Ioan, vin în biserică, oameni cu învățături, oameni cu comportamente care se amestecă cu noi, vin să fie parte dintre noi, într-un fel sau altul ajung să facă parte din biserică, dar ei nu sunt de la Dumnezeu. Sunt de la cel rău. Și de multe ori cădem în capcana asta crezând că tot ce vine în biserică este și de la Dumnezeu. Și oameni care vin și se ridică să vorbească în biserică și zice, ce frumos a vorbit Domnul prin ei. Ce minunat cuvânt a adus Domnul prin cutare sau cutare. Și cuvântul zice, cercetați duhurile, să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu. Nu lăsați ca tot ce pare credibil să vă amăgească. Cercetați duhurile. Ca să faci o cercetare, ai nevoie de o cunoaștere mai amplă, mai în detaliu, să verifici, să studiezi. Nu doar să auzi într-un moment ceva și să înghiți fără discernământ tot ceea ce ți se dă. Ce înseamnă să fii atent la lucrurile care vin. Așa cum atunci când te duci într-un an de grâu, eu ca un necunoscător n-aș fi știut probabil să fac diferența și specialiștii spun că cel puțin în faza de început, grâul și neghina nu pot fi ușor identificate unele față de celelalte. Nu știu cum e, dar așa spus ceea ce am studiat, că par la fel. Până la momentul în care neghina face o floare specifică și grâul face o altă, da? Se dezvoltă într-un alt fel. Până la un anumit punct al dezvoltării, nu poți să le distingi.
Și unii spun că sunt chiar imposibil de distinți una față de cealaltă. La un anumit nivel de al dezvoltării. Da? De aceea este important să stai cu atenție, să te uiți și să nu sari. Pentru că s-ar putea să te intoxici. Și s-ar putea să-ți faci rău. Dacă nu ești atent și nu cunoști și nu studiezi și nu ești atent la ceea ce este semănat în ogor. Dacă nu ești atent la ce se întâmplă în biserică, dacă nu ești atent la ce se vorbește în biserică, dacă nu ești atent la oamenii care vin în biserică, s-ar putea să suferi dacă nu ești atent. Da? Să nu ne lăsăm păcăliți la ceea ce vedem la suprafață. Tot ceea ce se numește, nu tot ceea ce se numește astăzi credință adevărată este așa. Sigur, ideal ar fi, eu vă spun, eu aș fi ortodox, dacă s-ar putea. Dacă ar fi ortodoxia cu adevărat o cale care învață învățăturile Scripturii. Însă când acolo s-a strecurat minciuna și neadevărul și corupția și dimensiunea asta în care omul este folosit doar pentru a obține beneficii materiale și financiare și se strecoară tot felul de învățături false pe lângă învățăturile Cuvântului, aia nu mai este ortodoxie. Și nu vorbesc despre oameni, nu mă refer la oameni în sine, ci mă refer la sistem, la învățătura care este prezentată acolo. Și, dragii mei, pilda neghinei ne cheamă să fim atenți, să distingem neghina de grâu. Unul zice, am auzit oameni care zic, Doamne, tot auzim mereu chestia asta și se poate transforma într-un pericol pentru noi, dragii mei. Să zicem, buni sunt toți. Buni sunt și ortodoxi, buni sunt și catolici, buni sunt și martori, buni suntem toți. Nu, dragii mei, nu trebuie noi să judecăm pe nimeni. Dragii mei, noi nu judecăm persoane. Noi judecăm esența învățăturii lor. Și aici Domnul Iisus Hristos nu vorbește că cei care au observat neghina din grâu, să, nu le zice, nu-i treaba voastră, tot ce vedeți voi, totul e grâu. Bun e tot ce vedeți acolo. Nu zice, bun e și neghina, bun e și grâu. Bun e numai grâu. Problema mea era că ei distingeau între neghină și grâu. Foarte bine că ați distins între neghină și grâu. Fiți atenți și nu vă lăsați înșelați. Nu tot ce se numește biserică este cu adevărat biserica Domnului. Nu tot ce se numește creștinism trebuie să intre în sfera grâului lui Dumnezeu. Nu toți cei care se numesc astăzi copii ai lui Dumnezeu, nu toți cei care practică un fel de uniformitate religioasă, reprezintă și unitatea creștină despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Dușmanul, diavolul, este acela care seamănă în Împărăția lui Dumnezeu în neghina. Tu zici, eu același ogor. Părem toți la fel. Suntem toți împreună. Ce frumos putem avea părtășie. Să avem părtășie de dragul părtășiei cu oricine este greșit, dragii mei. Nu înseamnă că dacă în mijlocul bisericii este neghină, noi trebuie să avem părtășie cu neghina. Nu înseamnă că dacă în biserică vin învățături false, noi trebuie să stăm în jurul acelor învățături. Nu înseamnă că dacă cineva practică o religie, înseamnă că este cu adevărat și un copil al lui Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă cineva poartă numele de creștin, oricum s-a numit el, dacă nu este născut cu adevărat din nou, după învățătura dreaptă a Cuvântului lui Dumnezeu, este și grâu. Și dacă e neghină, să nu ne comportăm ca și cum ar fi grâu. Că s-ar putea să ne intoxicăm. Fără să ne dăm seama, să ne facem mai mult rău decât bine. Să ne intoxicăm la nivel personal, dar și să intoxicăm biserica și să intoxicăm inclusiv mesajul Evangheliei pe care vrem să-l propovăduim altora. Pentru că cum te duci să le predici altora dacă și ei spun, de ce te duci să le mai predici? Dacă și ei sunt ca noi, dacă toți ne închidăm aceleași Dumnezeu, dacă la toți e bine, atunci de ce să le mai predici Evanghelia dacă la toți e bine? Înseamnă că la cineva e bine și la cineva nu e bine. Înseamnă că cineva trăiește după cuvânt și cineva strâmbă cuvântul. Și în această dimineață vom face acest exercițiu să ne verificăm ce suntem. Suntem neghină sau suntem grâu în ogorul lui Dumnezeu? Zice, e suficient să fii în ogorul lui Dumnezeu? Nu! Pentru că poți să fii în ogorul lui Dumnezeu și să nu fii grâu. Să-ți dai seama că ești în ogorul lui Dumnezeu, dar tu de fapt nu ești grâu.
și poate ești neghină și ne rugăm ca Domnul să ne lumineze astăzi și să vedem dacă cumva suntem în pericolul ăsta, să ne pocăim, să nu cădem în aceeași capcană în care cad alții. Am o religie, am o denominație și sunt bine, sunt în ogorul lui Dumnezeu. Să ne verificăm natura noastră spirituală, dacă suntem cu adevărat grâu în ogorul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să fim. Amin. În al doilea rând, am văzut că neghina poate să fie amestecată cu grâul. Însă, în al doilea rând, a spune că neghina nu poate fi confundată cu grâul. Chiar dacă, așa cum am spus, într-o anumită fază a dezvoltării, cele două plante nu pot fi distinse ușor una față de cealaltă, ele seamănă atât de mult cât nici nu-ți poți da seama până la un anumit nivel al dezvoltării ce este una și ce este cealaltă. Însă, vine o vreme când se face o distinție clară între cele două plante. Vine o zi în care lucrurile devin vizibile. În așa fel încât nu poate fi păcălit nimeni. Și mai mult, vine o zi în care Dumnezeu însuși va separa neghina de grâu. Și dacă tu astăzi nu ești dispus să fii atent și să distingi și să te evaluezi, să te verifici după natura credinței pe care o ai. Vine o zi în care Dumnezeu face lucrul acesta. Neghina, deși poate fi mult timp împreună cu grâul, multe zile, vine o vreme când se face separarea. Sunt astăzi vremuri în biserică, când vin oameni și te uiți și zici, toți suntem buni, toți suntem deplinit, toți. Dar s-o botezat, dar ai pocăit, dar ai pocăit din părinți, din familie. Și nici măcar, că nu vorbim despre denumirea bisericii baptiste sau pentecostale, ci vorbim despre ceea ce este fiecare persoană, ca și individ, ca și creștin, ca și credincios autentic. Ești tu cu adevărat grâu în ogorul lui Dumnezeu, născut cu adevărat din nou după cuvântul lui Dumnezeu, sau ești neghină? Sau te mulțumești doar să porți un nume, să frecventezi o biserică, să ai o religie. Nu este suficient. Însă știți ce este interesant? Cuvântul spune că Dumnezeu îi cunoaște pe ai lui. Pe Dumnezeu nu poate păcăli nimeni. Oamenii, în funcție de maturitatea lor spirituală, pot să fie păcăliți sau nu. Și nu este treaba noastră să zicem cu tare e neghină, cu tare e grâu, cu tare e neghină din biserică și cu tare e grâu. Nu este treaba noastră. Treaba noastră este însă să fim atenți. Și dacă vedem devieri de la Cuvântul lui Dumnezeu, un comportament în trăire, în convingeri, să avem discernământ și să înțelegem și să știm unde avem de-a face cu neghină și unde avem de-a face cu grâu. Noi nu smulgem. Și sigur că aici smulsul nu are legătură cu disciplinarea bisericii. Când noi excludem pe cineva afară din biserică, s-ar putea să excludem pe cineva care e cu adevărat din neghină sau s-ar putea să excludem pe cineva care e cu adevărat din grâu, dar care trăiește într-o asemenea punct de răzvrătire din punct de vedere spiritual, încât el are nevoie să fie dat afară din cauza păcatului și trebuie să stea acolo să se pocăiască, să poată să vină înapoi, să fie curățat, să poată să facă cinste în numele lui Dumnezeu. În Psalmul 1, psalmistul David vorbește despre cei neprihăniți și cei răi. Și știți ce zice în ultimul verset, în versetul 6? Domnul cunoaște calea celui neprihănit. Dar calea celui păcătos duce la bine. Pe Dumnezeu nu poate păcăli nimeni. Domnul cunoaște calea celui neprihănit. Domnul cunoaște natura celui schimbat. Și cunoaște natura celui care este neghină. Cei răi sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. În 2 Timotei, capitolul 2, spune mai multe lucruri acolo, Apostolul Pavel spune de la versetul 6, fugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Spune de la versetul 13, dacă suntem credincioși, rămâne credincioși, totuși rămâne credincioși, că nu se poate tăgădui singur. Și apoi zice versetul 14, așa. Adu-le aminte de aceste lucruri și rog-i fierbinte înainte lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pierirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbările goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt imeneu și filet care s-au abătut de la adevăr. Ei zic ca și venit în vierea și răstoarnă credința la unora. Și apoi spune așa,
Totuși, versetul 19, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Amin. Și oricine rostește numele Domnului să se îndepărteze de fără de lege. Iar Domnul Iisus Hristos, când se roagă în rugăciunea sa de mare preot din Ioan, capitolul 17, de mai multe ori repet această, această idee că cei pe care mi-ai dat tu și care sunt ai tăi, care au primit viața veșnică. Da? Versetul 1 din Ioan, capitolul 17, după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat-o pe cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Tatăl să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și apoi vorbește despre cei pe care i-a dat. Și zice: toți aceștia pe care tu mi-ai dat, ai tăi erau și mi-ai dat. Și n-am pierdut pe niciunul din ei, în afară de Fiul pierzării. Știu care sunt ai mei, știu pe cei pe care mi-ai dat. Cu alte cuvinte, neghina nu se amestecă cu grâul, nu poate fi confundată. Poate fi între, dar nu se confundă. Există diferențe între cele două. Și dacă cunoașteți planta neghinei, când ajunge în faza de dezvoltare, de maturitate, nu o poți confunda cu grâul. Așa e? Sora, se poate confunda. Nu? Ajunge într-o fază în care nu mai poate fi confundată. Există un nivel în care poate fi confundată cu grâul. Dar ajunge într-un stadiu de dezvoltare în care nu mai poate fi confundată. Și am auzit că neghina, în stadiul de dezvoltare, de maturitate, ajunge la un nivel, dar e mai mică decât grâul. Grâul crește mai în sus și chiar am văzut că una dintre metodele de stârpire a neghinii, acolo unde ogorul era prea mult umplut de neghină, se obișnuia să se taie grâul de la nivelul neghinei în sus. Și să se cere doar grâul de la nivelul neghinei în sus, să se strângă și apoi să se ardă întregul ogor care a rămas cu neghină. Ce? Că neghina nu crește cât crește grâul. Vedeți? Și aici e un lucru interesant. Neghina nu crește cât crește grâul. Nu există o dezvoltare reală. Apoi, în al treilea rând, neghina este toxică. Da? Cei care știți câte ceva despre neghina, ea conține niște substanțe extrem de toxice. Și chiar am știut că specialiștii spun că în randamentul optim de eliminare a neghinei, la nivelul procesului de curățire a cerealelor, trebuie să se ajungă la un nivel stabilit astfel încât în produsul finit, nivelul de prezență a neghinei să nu depășească 0,1%. Asemenea toxicitate emană neghina. Și specialiștii avertizează tot mai mult ca calitatea grâului folosit în cereale, în produse de panificație, să nu aibă un conținut mai mare de 0,1%, nici măcar 1%, nici măcar 0,5%, 0,1%. Concentrația maximă care poate să fie permisă în produsul finit al grâului. Acei oameni care fac parte nominal din biserică, dar în realitate sunt oameni toxici, sunt oameni care intoxică prin atitudinea lor, intoxică prin vorbirea lor, intoxică prin adevărurile pe care le răspândesc, intoxică prin bârfele, prin caluniile, prin vorbirile de rău. Sunt oameni toxici. Se numește neghină. Și mă rog ca Dumnezeu să păzească bisericile noastre de neghină. De oameni toxici. Neghină este toxică. Și mă rog ca Dumnezeu să păzească biserica de intoxicația prin învățături false, prin atitudini toxice, prin vorbe toxice, prin orice comportament toxic care ține de neghină și nu de grâu. Grâul hrănește, neghina intoxică. Așa că uită-te în viața ta de creștin și întreabă-te: sunt eu un creștin care produce mai multă toxicitate în biserică sau un soi de creștin care aduce hrană
și belșug spiritual în biserică. Și nu numai atât. Uite-te la cei din jurul tău și întreabă-te ce fel de creștin mă înconjoară, ce fel de creștin compun biserica din care fac eu parte. Creștini toxici sau creștini care oferă hrană, care hrănesc și zidesc. De aceea, dragii mei, în biserică este important să fim atenți la învățăturile care se propagă, la învățăturile străine față de Cuvântul lui Dumnezeu, dar și la comportamentele toxice care pot apărea în biserică. Trebuie făcută o distinție clară între adevăr și minciună, între ceea ce este bun și ceea ce este rău. Și când apare toxicitatea păcatului și infecția celui rău, biserica trebuie să se ridice și să spună toxicitate. Neghină. Și trebuie dat afară. Trebuie eliminată dacă vrem să avem grâu curat. De aceea, dragii mei, nu cred că toate bisericile sunt bune. Pentru că dacă bisericile tradiționale ar fi bune și ar scoate afară neghina, s-ar delimita în învățăturile lor de ceea ce este neghină. În patria rând, dragii mei, neghina va fi distrusă, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că nu e o vreme în care Dumnezeu nu se va face această curățire. Astăzi, vedem oameni care trăiesc sfidător o viață de nedreptate, în minciună, în corupție, stând pitiți la adăpostul unei religii sau a unei credințe, așa zise creștine, și crezând că nu li se va întâmpla nimic. Că e bine așa. E bine și așa. Ei, vine vremea când Dumnezeu zice, nu, nu e bine și așa. Ori ești neghină, ori ești grâu. Nu e bine doar să fii în ogorul lui Dumnezeu. E bine să fii grâu în ogorul lui Dumnezeu. Sunt oameni care nu au viața schimbată, dar care trăiesc în mijlocul unor oameni născuți din nou. Și speră că vor trece și ei cumva de judecata lui Dumnezeu fără să fie observați. Nu. Când Dumnezeu își va despărți neghina de grâu, Dumnezeu va face într-o asemenea fel, încât nimic ce este neghină nu va ajunge vreună în grâu. Și știți ce este interesant în pildă aceasta? Că cel vrăjmașul care a semănat neghina, nu ni se spune deloc despre el că ar fi avut vreo capacitate sau că ar fi smuls măcar vreun fir de grâu din oborul acelui om. Înțelegeți? Pentru că diavolul nu are putere să smulgă grâul. Grâul este al Domnului. N-are vrăjmaș. Nu el seceră. Nu vrăjmașul seceră grâul Domnului. Vrăjmașul nu are puterea aceasta și nu are voie să facă asta. Nu este permis să facă asta. El vine și seamănă doar lângă grâul, ceea ce este mândat, ce este toxic. Dar să vii să fie Dumnezeu că el își păstrează și își protejează grâul lui. De aceea și Domnul Iisus că se roagă lui cea de mare și eu zice, eu i-am păzit. Acum păzește. Și în mâinile lui Dumnezeu, cei care sunt grâu cu adevărat sunt păziți. Dumnezeu, dragii mei, nu face confuzii. Își cunoaște pe cei care sunt ai Lui, cunoaște pe cei care sunt grâu, nu poate să fie păcălit și vine o zi în care Dumnezeu va face marea separare. Și vreau să spun că chiar dacă astăzi sunt oameni care își permit să trăiască cum vor ei, sperând că Dumnezeu într-un fel, ori va fi așa de bun încât să lase și neghina împreună cu grâu, ori nu va trece cu vederea și nu va observa. Pilda de astăzi ne învață că Dumnezeu va fi păcălit și că Dumnezeu este serios cu recolta sa. El nu lasă toxicitate. El nu va lăsa toxicitatea să invadeze grâul său. De aceea, Apocalipsa, capitolul 21, versetele 6-8 spune acolo că în ziua aceea Dumnezeu va face o separare despre care oamenilor nu le place să vorbească. Auzi tu, să fie ars. Ce? Cum adică să fie distrus ce este neghină? Nu eu spun asta. Nu eu doresc distrugerea nimănui. Însă Cuvântul lui Dumnezeu este cel care face lucrul acesta. Avertizează pe toți cei care se joacă de-a Dumnezeu. Spune, când despre fricoși, capitolul versetul 8, necredincioși, scârboși, ucigași, bunvar, vrăjitor, închinător la idol și toți mincinoșii, toți cei care sunt neghină, partea lor este iazul de foc, care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.
Dumnezeu nu se va lăsa înșelat. Chemarea pentru noi astăzi este, pe de-o parte, să mă întreb ca și creștin, sunt grâu sau negrâne? Sunt un creștin doar cu numele sau sunt un creștin autentic? Apoi, când vorbesc grâu sau vorbesc neghină? Împart oamenilor grâu sau neghină? Când deschid cuvântul lui Dumnezeu, dau o hrană după adevăr sau vorbesc neghină, toxicitate pentru cei care mă ascultă? Dumnezeu ne dă capacitatea de discernământ și ne lasă să distingem între grâu și neghină. Și când auzim învățături și când ne formăm principii după care ne trăim viața. Noi suntem chemați să formulăm judecăți radicale față de atitudini, comportamente și învățături care nu sunt conforme cu calea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a trasat-o în cuvântul Său. Cu credința pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-a descris. Dumnezeu ne cheamă să fim niște credincioși autentici cu viața schimbată și putem să ne evaluăm dacă noi suntem grâu sau neghină, dacă în ceea ce trăim, în ceea ce propovăduim, suntem buni sau toxici, hrănim sau otrăvim, suntem roditori sau otrăvitori, suntem de partea Domnului sau suntem de partea celui rău. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să fim grâu în laborul Domnului. Și toți cei care suntem aici, să putem să zicem, Doamne, vreau să fiu grâu, hrănitor, nu neghină, toxică. Și în relațiile cu frații, și în slujire, și în trăire, și tot ceea ce fac în fiecare zi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.